Premierul Viorica Dăncilă a anunțat după o ședință de aproape șapte ore a Comitetului Executiv al PSD care sunt miniștrii pe care îi înlocuiește în echipa sa și pe cine a cooptat la Palatul Victoria. Șapte miniștri au fost remaniați, iar unul își a dat demisia. Mihai Fifor a plecat de la apărare pentru a deveni numărul 3 în PSD. Locul său va fi luat de un fost social-democrat, Gabriel Leș. Lia Olguța Vasilescu lasă Ministerul Muncii și se va ocupa de transporturi. În locul ei la Ministerul Muncii este propus Marius Budai. Nicolae Bădălău va prelua Ministerul Economiei de la Dănuț Andrușcă. Am considerat că e nevoie de o persoană cu autoritate. A motivat Dăncila. Ministerul Comunicațiilor ajunge la Alexandru Petrescu, fost ministru al IMM-urilor. Cultura a fost considerată a fi o scenă prea mare pentru actorul George Ivașcu, astfel încât i-a fost repartizată profesorului universitar Daniel Breaz. Ioana Bran este dată afară de la șefia Ministerului Tineretului și Sportului, locul ei fiind luat de Bogdan Matei, fost fotbalist, în prezent senator PSD de Vâlcea. Nu în ultimul rând, Paul Stănescu pleacă din guvern. Dăncilă l aduce înapoi în executiv pe Ilan Laufer, oferindu-i de această dată atât conducerea Ministerului Dezvoltării, cât și funcția de vicepremier. Aproape o treime dintre miniștri vor părăsi cabinetul Dăncilă. Pleacă acasă cei criticați în ultima perioadă de liderii partidului pentru lipsa realizărilor sau pentru faptul că nu au comunicat corect. De la câștigarea alegerilor parlamentare în decembrie 2016, PSD a schimbat în trei guverne un număr total de 21 de miniștri, 6 în cabinetul Grindeanu, 4 în guvernul Tudose și 11 de când a fost investit executivul condus de Viorica Dăncilă, respectiv pe 29 ianuarie.